Marea Mănescu s-a născut pe 9 august 1916 în Brăila. A fost un politician comunist român, deputat în Marea Adunare Națională în sesiunile din perioada 1961-1989. A fost ministru de finanțe al României în 1955-1957 și al Comitetului Politic Executiv 1969-1979, 1984-1989. Între 1967 și 1972 era președinte al Consiliului Economic, iar ulterior a devenit viceprim-ministru din 1972 și prim-ministru în 1974-1979. În august 1944 a devenit membru al PCR. În mai 1961 a fost decorat cu medalia 40-a aniversare de la înființarea Partidului Comunist din România. A fost șef al secției Știință și Cultură al PCR. Marea Mănescu a fost ales ca membru titular a Academiei Române. În 22 decembrie 1989, alături de Emil Bobu, i-a însoțit pe soții Ceaușescu în elicopterul cu care au zburat din clădirea Comitetului Central PCR, în care pătruseseră revoluționare. În ianuarie 1990 a fost condamnat inițial la închisoare pe viață pentru participarea la comiterea genocidului prin aprobarea măsurilor luate de dictator, deși în virtutea prerogativelor decurgând din funcțiile pe care le-au îndeplinit, aveau posibilitatea să le împiedice într-un proces revoluționar, alături de Tudor Postelnicu, Ion Dincă și Emil Bobu. A obținut la recurs reducerea sentinței la 10 ani de pușcărie. A fost eliberat la 12 noiembrie 1992. Avea 76 de ani și manifesta grave tulburări psihice. A murit pe 27 februarie 2009, la aproape 7 luni după ce împlinise 93 de ani.